11 iunie. Toată suflarea să laude pe Domn. Pomenirea Sfântului Apostol Bartolomeu. Bartolomeu a fost unul dintre cei 12 apostoli mari. Se pare că Bartolomeu și Natanael sunt una și aceeași persoană. Împreună cu apostolul Filip și cu sora lui Filip, Fecioara Mariamna, și o vreme împreună și cu Sfântul Ioan Teologul, Bartolomeu a predicat Evanghelia mai întâi prin Asia, apoi în India și la urmă în Armenia, unde a luat și moartea mucenicească. La Hierapolis, acești sfinți apostoli au omorât cu rugăciunea un șarpe uriaș, pe care păgânii îl țineau într-o capiște și se închinau la el. În același oraș, ei, tot cu rugăciunea, i-au redat vederea lui Stachius, care fusese orb timp de 40 de ani. Aceasta a fost cetatea în care Filip și Bartolomeu au fost răstigniți de o gloată care se pornise cu ură de mentă asupra lor. Pe Bartolomeu l-a răstignit cu capul în jos. În exact zilele în care sfinții piereau pe cruce, a avut loc în cetate un cutremur de pământ în care au pierit juzii cei mărșavi și mulțime dintre gloatele care răstigniseră pe sfinți. Crezând că aceasta este pedeapsa lui Dumnezeu, mulți au alergat să-i dea pe sfinți jos de pe cruce, dar Filip deja murise. Bartolomeu însă era viu. Și după aceea el a plecat în India, unde a predicat și a tradus Evanghelia după Matei în limba poporului de acolo. Apoi Bartolomeu a trecut în Armenia, unde a vindecat-o pe ficare celui de nebunie. Dar fratele cel invidios al regelui Astiages l-a apucat pe apostolul lui Dumnezeu, l-a răstignit pe cruce, l-a jupuit, iar la urmă l-a omorât prin tăierea capului în Albanopolisul Armeniei. Creștinii au luat trupul Sfântului și l-au îngropat cu cinste într-un sicriu de plumb. Pentru că la Sfintele lui Moaște se lucra o mulțime de minuni, păgânii au luat sicriul și l-au aruncat în mare, dar apa mării l-a purtat până în insula Lipara, unde episcopul Agaton, după o descoperire făcută lui în vis, a mers și l-a întâmpinat la marginea mării, apoi l-a luat și l-a mormântat cu cinste în biserică. Sfântul Bartolomeu, îmbrăcat în strai alb, s-a înfățișat în biserică înaintea cuviosului Ioan, scriitorul de cântări, și l-a binecuvântat cu Sfânta Evanghelie ca să poată alcătui cântări duhovnicești și a zis: izvorească din gura ta râurile cerești ale înțelepciunii. El s-a înfățișat de asemenea înaintea împăratului Anastasius, 491-518, și a zis că va apăra din nou întemeiată cetate Dara. După vreme, sfintele moaște ale acestui mare apostol s-au strămutat la Benevento, iar de acolo la Roma. Mari și cutremurătoare minuni s-au lucrat la sfintele moaște ale acestui sfânt apostol. Pomenirea Sfântului Apostol Varnava. Sfântul Varnava a fost unul dintre cei 70 de apostoli mai mici. El s-a născut în insula Cipru din părinți bogați ce pogorau din tribul lui Levi și a studiat împreună cu Saul sub marele și învățatul dascăl Gamaliel. La început el s-a numit Iosif, dar apostolii l-au numit pe el Varnava, adică fiul mângâierii, pentru că el avea marele har de a mângâia sufletele întristate ale oamenilor. După convertirea lui Saul, Varnava a fost cel care l-a prezentat pe fostul prigonitor apostolilor. Varnava a predicat mai târziu Evanghelia împreună cu Pavel și cu Marcu în Antiohia și în alte locuri. Există multe indicații cum că el ar fi fost cel dintâi care a vestit cuvântul lui Dumnezeu la Roma și la Milano. El a luat mucenicia în insula Cipru, în mâinile neamului lui evreiesc, și a fost îngropat de către Marcu în afara porții celei de apusa cetății Salamis. Pe pieptul lui, înainte de a fi pogorât în groapă, s-a așezat Sfânta Evanghelie după Matei, pe care o copioase cu mâna lui. Mormântul lui a rămas necunoscut timp de mai multe sute de ani, dar cum nenumărate vindecări minunate se petreceau deasupra acelui loc, el s-a numit locul vindecărilor. Sub împăratul Zeno și în timpul sinodului de la Calcedon din anul 451 după Hristos, apostolul Varnava s-a înfățișat în vis înaintea arhiepiscopului Antemius al Ciprului de 3 ori consecutiv și a descoperit locul unde se află tăinuite moaștele sale. Aparițiile apostolului au coincis cu timpul în care Petru, patriarhul Antiohiei, cel însetat de putere, căuta să aducă biserica Ciprului sub jurisdicția scaunului de la Antiohia.
După aparițiile și descoperirea minunată a mormântului apostolului Varnava, s-a adeverit că Biserica Ciprului este Biserica Apostolică și deci independentă. Astfel, autocefalia Bisericii Ciprului nu a mai fost contestată niciodată de nimeni. Pomenirea Sfintei Icoane a Născătoarei de Dumnezeu, Axion Estin, cuvinese cu adevărat, și a minunii care s-a lucrat înaintea ei în timpul arhipăstoririi Patriarhului Nicolae Hrisoverghes, 983-996. Minunea a fost aceasta. Într-o noapte, un monah citea canonul Născătoare de Dumnezeu și cânta ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii, în chilia lui de la mănăstirea Pantocrator, numită acum Axion Estin, după numele icoanei. Monahul își zicea singur rugăciunile, deoarece bătrânul lui era plecat la Caries. Deodată în biserică a apărut un bărbat care a început să cânte, cuvinese cu adevărat. Până atunci acea cântare era necunoscută în biserică. Auzind cântarea, monahul a rămas cuprins de bucurie, atât la auzul cuvintelor, cât și la cântarea îngerească. Așa se cântă printre noi slava Maicii Domnului, a zis străinul către monah. Monahul a voit să-și copie cuvintele și de aceea a adus o tăbliță de piatră. Dar străinul a scris el însuși pe ea cu degetul ca și când tăblița ar fi fost de ceară. După aceea el fără veste s-a făcut nevăzut. Bărbatul cel străin era Sfântul Arhanghel Gavril. Tăblița a fost dusă la Constantinopol, iar cântarea aceasta a Maicii Domnului a rămas pretutindeni în ortodoxie până în ziua de azi. Cugetare. Adevăratul prieten se roagă lui Dumnezeu pentru prietenul lui. Adevăratul prieten se preocupă de mântuirea sufletului prietenului lui. Al abate pe prieten de la cărările cele rele și al aduce cu ajutorul lui Dumnezeu la calea adevărului, iată adevărată și neprețuită prietenie. Sfinții lui Dumnezeu sunt cei mai mari prieteni ai omenirii. Doi tineri, Varnava și Pavel, au fost prieteni pe când mergeau împreună la școala lui Gamaliel. Când Varnava s-a făcut creștin, el s-a rugat lui Dumnezeu cu stăruință și cu lacrimi, ca el să lumineze și mintea lui Pavel și să-i întoarcă inima, ca și el să vină la Hristos. Varnava i-a vorbit adesea lui Pavel despre Hristos Domnul, dar Pavel îl nesocotea și îl socotea rătăcit. Dar Domnul cel Atotbun nu a lăsat neroditoare rugăciunile lui Varnava. Domnul cel Atotbun a venit înaintea lui Pavel și l-a întors de la calea rătăcirii și a minciunii, punându-i picioarele pe calea adevărului. Pavel, cel întors la Hristos, a căzut la picioarele prietenului lui și a strigat: O Varnava, învățătorul al adevărului, eu acum văd că toate cele ce mi-ai zis mie despre Hristos adevărate sunt. Varnava a plâns de bucurie și l-a îmbrățișat pe prietenul lui. Prietenul a salvat sufletul prietenului lui cu rugăciunea cea fierbinte. Dacă Varnava ar fi fost ridicat împărat al Romei, el nu i-ar fi putut face lui Pavel un bine mai mare decât acela pe care i l-a făcut când l-a adus la adevăr cu rugăciune. Luarea minte. Să luăm aminte la minunata vindecare a celui orb și mut, Matei 12:22, la cum Domnul l-a vindecat pe demonizatul care era orb și mut, la cum Domnul poate vindeca pe loc și sufletul meu cel orb și mut din pricina îndepărtării mele de Hristos. Numai de îmi voi aduce și eu sufletul la el. Și